Domnule Liviu Balint, felicitări pentru primul mandat de deputat. Cu ce gânduri ați preluat astăzi mandatul? Vă mulțumesc, domnul Eduard, și le mulțumesc tuturor cetățenilor județului Sălaș pentru încrederea acordată mie, colegului meu și Partidului Mișcarea Populară. Le mulțumesc tuturor celor care duminică 11 decembrie au ieșit la vot. Le mulțumesc în special celor care au votat candidații Partidului Mișcarea Populară, dar le mulțumesc și celorlalți care nu au votat Partidul Mișcarea Populară. Pot să spun că începând de astăzi, noi, eu și cu colegul meu, domnul senator Cristian Lungu, vom fi parlamentarii tuturor sălăjenilor. V-ați așteptat ca Partidul Mișcarea Populară să obțină două mandate de parlamentari în condițiile în care PNL și PSD se așteptau ca ei să prindă mai multe mandate? Noi am fost optimiști încă din momentul în care am depus dosarele la Biroul Electoral Județean. Am sperat și am fost siguri și uitați că Dumnezeu a făcut ca speranțele noastre să nu fie deșarte și chiar a ieșit așa cum ne-am dorit. Domnule Lungu, felicitări și dumneavoastră pentru noul mandat. Cu ce gânduri și ce veți face în cei 4 ani pentru sălăjeni? Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc celor care au mers la vot duminică și pe această cale. Familia mea este cea care m-a sprijinit foarte mult, colegii mei din partid, prietenii mei și celor care au crezut în mine trebuie neapărat să fie menționați aici. Dați-mi voie de asemenea să încep prin a menționa anumite proiecte pe care eu doresc să le sprijin, care sunt și pentru Sălaș, dar mai ales pentru România. Revenirea la forma inițială a legii educației, sprijinită de Traian Băsescu, încă de acum câțiva ani, o nouă lege a sănătății care să reformeze sistemul de sănătate din România, iar pentru Sălaj, cred că prioritatea numărul 1 este autostrada. Cu autostrada vin o mulțime de investitori, cu investitori vin o mulțime de taxe la bugetele și centrale și la cel central, dar și la cele locale. Apoi, centura orașului Zalău poate fi pe locul 2 ca prioritate, redeschiderea spitalului din Cehu, care s-a închis în urmă cu câțiva ani. Și, desigur, sunt și alte multe lucruri, dar aceste 3 priorități în 4 ani și cele 2 menționate la nivel național, cred că dacă am reușit să le punem să le punem în practică, ar fi un succes destul de bun, zic eu. Domnule Balint, încă o întrebare. Ați petrecut 2 ani și jumătate alături de colegii dumneavoastră de la Serviciul Județean de Ambulanță Sălaș. Cu ce gânduri vă despărțiți de ei acum? Să știți că sunt foarte emoționant din acest punct de vedere, cu un ochi râd, cu unul plâng. Le mulțumesc colegilor de la Serviciul Județean de Ambulanță Sălaș pentru răbdarea și încrederea care am căpătat-o eu pe parcurs. Chiar la început câțiva au fost sceptici, dar pot să spun că am demonstrat la acel serviciu și acest lucru m-a ajutat în campania electorală pe care am avut-o și rezultatul pe care l-am obținut în urma alegerilor din decembrie. Vreau să le mulțumesc, cum v-am spus, tuturor colegilor și promit că ce am promis noi în campania electorală, nu am venit cu 100 de proiecte, am venit cu câteva proiecte pe care le-am considerat noi că sunt realizabile. A amintit domnul Lungu despre redeschiderea spitalului din Cehu Silvaniei. Eu îmi doresc acest lucru și mă voi zbate și sunt sigur că vom reuși cel puțin deschiderea unui centru de primiri urgențe. Încă de la începutul mandatului meu la Ambulanța Sălaj, 2 obiective prioritare era cel de a deschide la Ileanda un punct pentru ambulanță și la Zimbor. Din poziția în care mă aflu începând de astăzi, o să fac tot ce-mi stă în putere ca într-un timp cât mai scurt acele 2 noi substații de la Ileanda și de la Zimbor să fie deschise. Iar începând cu anul viitor,
parcul auto, aparținând serviciului de ambulanță județean Sălaj, să fie reînnoit și dotat cu noi ambulanțe. Mulțumim frumos și să aveți mult spor în acest mandat. Mulțumesc și încă o dată mulțumim locuitorilor județului Sălaj pentru încrederea acordată. Țin să-i asigur de toată responsabilitatea noastră. Țin pe această cale să le urez, ținând cont că se apropie sărbătorile de iarnă, un Crăciun cât mai fericit, un an cât mai fericit, să le dea Dumnezeu tuturor și în special multă, multă sănătate, deoarece provin dintr-un sistem sanitar și vreau să mai reamintesc aici, îmi doresc ca în viitorul Parlament să fac parte din Comisia de Sănătate. Am acumulat experiență în acest domeniu și o să dau tot ce pot din mine și ceea ce îmi stă în putere să nu dezamăgim cetățenii care și-au pus încrederea în noi.